Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Din seria edițiilor Cum să, am ales pentru astăzi un titlu extrem de interesant, care ar trebui să fie interesant atât pentru tineri, cât și pentru cei aflați la a doua tinerețe, să spun așa. Cum să ies mai repede la pensie? Există un proiect de lege și vreau să subliniez asupra acestui aspect. Proiect de lege, asta înseamnă că el se află în dezbatere în Parlament, da? În camerele Parlamentului, dar asta nu înseamnă că a intrat în vigoare. De multe ori se întâmplă să se facă confuzii, de multe ori survine panica în momentul în care anumite aspecte sunt supuse dezbaterii și cetățenii consideră că deja au intrat în vigoare și lucrurile se schimbă foarte brusc. Există și astfel de situații în care lucrurile se schimbă brusc, dar nimeni nu se poate apăra cu necunoașterea legii, asta o știți deja. Trebuie să fim tot timpul puși la punct cu noutățile legislative pentru a putea să ne adaptăm la modificări. Așadar, astăzi vom face referire și la acest proiect de lege, pentru că s-au speculat tot felul de lucruri, vom încerca să facem mici clarificări, dar, încă o dată repet, acest proiect de lege nu a intrat încă în vigoare, deci vorbim doar la timpul viitor, dacă se va întâmpla să intre în vigoare. Așadar, cum ies mai repede la pensie, ne spune astăzi invitata mea pe care dați-mi voie să vă prezint. Este vorba despre doamna Sălcioan Mariana, director executiv Ajung la Casa de Pensii Cluj. Bine ați venit! Vă mulțumesc că ați făcut efortul să ajungeți astăzi. Știu că sunteți foarte ocupată și în același timp de fiecare dată vă văd acolo implicată în a explica totuși cetățenilor și celor cu care în fiecare zi vă întâlniți până la urmă aspecte pe care poate le înțeleg mai greu. Da. Haideți să vorbim poate chiar de la început, că am făcut eu aceste precizări despre proiectul de lege, despre acesta, despre data la care el, să zicem, ar trebui să intre în vigoare sau, mă rog, cea care este prevăzută acolo în dezbatere. Da, exact cum a spus și dumneavoastră la început, este vorba despre un proiect de lege, noua lege a pensiilor, proiect care se află în dezbatere în Parlamentul României, urmând a fi promulgată în forma care este acum sau va suferi anumite modificări. Această lege va intra în vigoare etapizat. Și de ce spun etapizat? Pentru că ea face referire pentru anul 2019 și 2020 doar la valoarea punctului de pensie, iar intrarea ei în vigoare în totalitate va fi cu data de 1 septembrie 2021. Vorbeam de valoarea punctului de pensie, care se va majora începând cu anul 2019. Majorarea va fi, după părerea mea, destul de semnificativă, având în vedere că la nivelul anului 2018 valoarea punctului de pensie este de 1100 de lei, în anul 2019 va fi 1265 de lei, în 2020 1775 de lei, urmând ca odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor să se modifice chiar și modul de calcul, formula de calcul a pensiilor, formula de calcul care nu va mai ține cont exclusiv de valoarea punctului de pensie, acolo ne vom raporta la o valoare a punctului de referință, care are o formulă de calcul stabilită expres pe lege. Valoarea punctului de pensie aferentă anului 2021 raportată la 25. 25 reprezintă media anilor media anilor care au fost stagii de cotizare, stagiul complet de cotizare prevăzut de lege de-a lungul timpului, se face o medie, s-a convenit să fie 25, deci 1875 împărțit la 25, cât se preconizează pe lege, vom ajunge la o valoare a punctului de referință de 75 de lei. Valoarea punctului de referință, care după aceea se va actualiza anual cu rata inflației.
Deci, cel puțin la acest moment, ăsta este un aspect îmbucurător, pentru că oarecum cu certitudine se știe, dacă intră în vigoare aceste modificări, că se va schimba valoarea punctului de pensie, respectiv va crește valoarea lui, da. Și la un moment dat nu se va mai numi punct de pensie, se va numi valoare de referință. Și atunci, probabil că, așa cum ați spus, vom vorbi din nou în emisiunea Legal 100% despre modalitatea efectivă de calcul, ca și cei de acasă să înțeleagă și poate să-și facă singuri acest calcul acasă. Spuneam eu că există posibilitatea pentru anumite categorii de viitor pensionar să iasă mai repede la pensie. Știam noi încă din prezent, pentru că acum aș vrea să facem așa cumva o paralelă a ceea ce se întâmplă în acest moment și cum se poate ieși mai repede la pensie, dar și ce presupune acest proiect de lege, ce ar presupune, ce modificări ar aduce el în condițiile în care ar intra în vigoare asupra reducerii vârstei de pensionare. Referitor exclusiv pe vârsta de pensionare, proiectul noi legea pensiilor nu aduce mari modificări, pentru că reducerile pe grupe de muncă se păstrează, celelalte reduceri prevăzute de legislația actuală, respectiv de legea 263, rămân aceleași. La reducerile pe grupe de muncă putem să vorbim despre reducerile acordate persoanelor care au lucrat, au realizat stagii de cotizare în condițiile grupei 1-2 de muncă, respectiv condiții speciale, condiții deosebite de muncă. Aici, la condițiile speciale de muncă există și condițiile deosebite, există două tabele în lege unde scrie exact cum se face reducerea. Pentru o persoană care a lucrat în condiții speciale de muncă, reducerea se aplică dacă are minim 2 ani lucrați în condiții respective de muncă. Plecând de la 2 ani, reducerea crește din an în an, se pleacă de la un an, un an 1,6, 2,6, merge reducerea de grupă, iarăși la grupa a doua, respectiv condiții speciale, se pleacă de la minim 6 ani. Orice persoană care realizează minim 6 ani în condițiile grupei a doua sau condiții deosebite de muncă, beneficiază de reducere de un an și tot așa se crește etapizat din 2 în 2 ani ca și vechime realizată, cu 6 luni la fiecare 2 ani. Deci trebuie neapărat să subliniem asupra acestor două condiții. Nu oricine a lucrat o lună, două, trei în astfel de condiții speciale poate să beneficieze cumva în urma unui calcul de reducere, ci trebuie neapărat să existe acești 2 ani pentru condițiile în grupa 1, întâi, condiții speciale, respectiv, și 6 ani în grupa a doua. Condiții deosebite. În acest moment, că ați spus de vârsta standard de pensionare, haideți să o mai spunem o dată, să mai povestim o dată despre, da, în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Și aici au fost de-a lungul timpului mici modificări și s-a tot discutat în jurul acestei vârste. Bine, nu erau modificările sau schimbările așa extraordinar de vizibile sau esențiale, dar iată, pentru anumite categorii sunt importante chiar și câteva luni. Da, într-adevăr așa este. Plecăm de la bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, ea a rămas neschimbată și va rămâne și pe proiectul noii legea pensiilor. La femei, vârsta standard de pensionare crește eșalonat, ea urmând să ajungă în anul 2030 la 63 de ani. Până atunci, în funcție de luna și anul nașterii, sunt niște anexe la legea 263, vârsta de pensionare crește eșalonat. Revenim puțin la reducerea vârstei de pensionare. Ne-ați spus de aceste categorii, celor care au lucrat în grupele 1 și 2, iar acum revenim puțin iarăși la ceea ce se dorește a se implementa prin proiectul de lege. Am văzut că există o anexă a legii care cuprinde și o listă cu profesiile din activitatea artistică, ale căror locuri de muncă s-ar încadra în condiții speciale, cum ar fi balerin, dansator, acrobat, călăreț de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă și de operete, cascador, adică tot cumva în condiții speciale și cumva mai grele decât celelalte profesii. Da, într-adevăr, și pe actuala legislație există aceste anexe la legea 263. Ele se vor păstra, v-am spus, în ceea ce privește condițiile de muncă, ca și reduceri, ca și încadrare. Pe noua legislație nu se modifică absolut nimic.
din contră, se dă posibilitatea angajatorilor să-și reînnoiască avizele, pentru că toate aceste condiții se obțin în baza unor avize. Evident, făcute niște măsurători, investigații pentru a putea beneficia și a se dovedi condițiile respective de muncă. Într-adevăr, aceste categorii de persoane la care făceați dumneavoastră referire, în actuala legislație sunt prevăzute special, sunt expres prevăzute la articolul 30 din lege. Nu știu exact să vă spun în ordine, dar sunt incluși la categoria, la litera, de exemplu, minerii, sunt activitatea artistică care ia o anexă specială și sunt prevăzute efectiv funcțiile și meseriile care se încadrează în condiții speciale de muncă. La fel sunt unități ale căror activitate în totalitate sau parțial, secții, meserii se încadrează în condiții speciale de muncă, vorbind și legându-le de acele avize de care vă spuneam că trebuie obținute. Mai sunt tot așa prevăzuți special aviatorii, cei care lucrează în aviație. Vă spuneam de mineri, se mai încadrează aici și personalul care realizează anumite stagii de cotizare în condiții de radiații, în zona 1, respectiv zona 2 de expunere la radiații. Aici vorbim exclusiv de unitățile care au ca și profil expunere la radiații, pentru că o persoană care are obținute avize pentru a, nu știu, face o sudură, nu știu în ce material care este toxic, nu este, dumnealui poate să facă această activitate într-o unitate, care unitate nu este inclusă în unitățile nucleare, zona 1 respectiv zona 2 de expunere la radiații. Și dacă îmi permiteți, legat de reducerile de vârstă, în vederea obținerii pensiei pentru limite de vârstă mai repede, putem să facem aici referire și la persoanele care beneficiază și sunt încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, handicap accentuat, grav accentuat mediu, care beneficiază de niște reduceri în condițiile realizării unui stagiu de cotizare. Aici chiar a apărut o modificare și pe proiectul noii legi există această modificare legat de realizarea unui stagiu de cotizare în condiții, până acum pe legislație, era condiții de handicap preexistent calității de asigurat. Adică înainte să te angajezi, să fii dobândit un handicap. Acum, pe proiectul noii legi a pensiilor, această sintagmă este înlăturată și se dorește pensionarea mai repede, limita de vârstă, reducere de vârstă pentru cei care au realizat un anumit stagiu de cotizare în condiții de handicap, modificare care va opera pe viitor și pe actuala legislație, pentru că a fost contestată la Curtea Constituțională această sintagmă, ea a fost declarată neconstituțională, exact sintagma preexistent calității de asigurat, restul prevederilor legate de reducerile de vârstă, respectiv stagiile de cotizare care trebuie realizate, rămân nemodificate, exact cum sunt pe legea 263. Dacă vreți, pentru o persoană care realizează o treime parcă din stagiu complet de cotizare în condiții de handicap grav, se poate pensiona cu 15 ani mai repede. Da, chiar am vrut să vă întreb ce înseamnă mai repede. Da, mai repede. Sau o persoană care lucrează stagiu complet de cotizare în condiții de handicap mediu, se poate pensiona cu 10 ani mai repede de împlinirea vârstei standard de pensionare. Și dacă vreți ca și exemplu, mergem pe clasicul bărbat, că el ajunge la vârsta standard de 65 de ani, un bărbat care lucrează în condiții de handicap dovedit prin certificat, eliberat de către colegii de la DGASPC, în condițiile de handicap lucrează stagiu complet de cotizare 35 de ani, handicap mediu, se poate pensiona la 55 de ani, pensie pentru limită de vârstă cu vârstă standard redusă. Putem să mai facem referire aici și la persoanele care beneficiază de certificatele de revoluționari, respectiv cei care au luptat în decembrie 89, sunt încadrați în anumite categorii de revoluționari, se spune. Așa, dumnealor pot să se pensioneze cu 5 ani mai repede de împlinirea vârstei standard de pensionare în condițiile realizării stagiului minim de cotizare, chiar dacă nu au
35 de ani bărbații, stagiu complet de cotizare realizat, dovedesc că au minim 15 ani stagiu, deci indiferent stagiul de, minim, da, ei pot să se pensioneze cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, pensie pentru limită de vârstă. Deci iată că sunt niște valori consistente, adică nu vorbim, cum ziceam mai devreme, doar de câteva luni, ci se poate ajunge la ani buni de zile de reducere. A vârstelor, da. Iarăși, făcând puțin referire la ceea ce se dorește a se implementa, acum știm cu toții că natalitatea este în continuă scădere și probabil că asta a avut în vedere legiuitorul atunci când a propus tot așa scăderea vârstei de pensionare pentru femei cu câte 2 ani pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de cel puțin 10 ani. Deci este cumva o încurajare a nașterilor cât mai multe, să spun așa. Da. Prevederea de care spuneți dumneavoastră, care este pe proiectul noii legi a pensiilor, deci nu operează în momentul în care noi discutăm, pentru că extrem de multă lume sună, vine, întreabă cât se face, cine beneficiază, cu cât crește pensia, deci de nu este clar. Să este proiectul noii legi a pensiilor, da, va opera în cazul femeilor care au născut 3 copii și care au realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, care va fi 15 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Deci o femeie care a născut 3 copii și a crescut, exact cum a spus dumneavoastră, până la vârsta de 16 ani, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani. Copiii născuți, crescuți în condițiile legii peste 3 ani sau pentru fiecare copil beneficiază, în plus, beneficiază de o reducere de 1 an. Dar, repet, este proiectul noi legea pensiilor, este vorba de femeile care au realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, respectiv 15 ani. Da, știu că și în prezent medicii, în legătură cu orele de gardă, au o situație aparte, respectiv acestea sunt considerate și acum se pot adăuga acolo la vechimea în muncă. Există ceva modificări care îi privesc pe ei, ce, iată, se regăsesc în proiectul de lege? În ceea ce privește medicii, respectiv orele de gardă, orele de gardă, ca și vechime în muncă, evident că sunt luate în calcul. Nu se dă vechime suplimentară pentru că norma de lucru este de 8 ore pe zi și se încadrează în acel interval orar chiar și orele de gardă. Ca și bani, da, se iau în calcul. Orele de gardă se iau în calcul și acum. Ce este până la 1-4-2001, orele de gardă realizate. Veniturile realizate pentru orele de gardă până la 1-4-2001 sunt dovedite prin adeverințe eliberate de către angajatori, adeverințe întocmite conform prevederilor legale. După 1-4-2001, aceste venituri sunt incluse în declarațiile nominale care acum sunt de 112 și care se depun la ANAF și care până la un moment dat, 2011, au fost depuse la Casa de Pensii, în calculul pensiei luându-se venitul brut realizat, venitul declarat de către fiecare angajator. Da, și pe proiectul noi legea pensiilor sunt stipulate a se lua în calcul, pe lângă orele de gardă, toate veniturile care, asupra cărora s-a datorat și plătit CAS-ul. În ceea ce privește legea pensiilor, aceasta, de-a lungul timpului, a suferit modificări. Sigur că automat au existat reacții, au existat comentarii și, în general, în presă apar tot felul de titluri care mai de care mai interesante, pornite, sigur, de la mici chestiuni rupte din context. Nu știu dacă au neapărat scopul de a stârni panica, dar asta se întâmplă în cele din urmă. Și acum noi am mai discutat puțin despre acest proiect de lege, pentru că deja iarăși se vehiculează tot felul de lucruri. Repetăm încă o dată că el nu a intrat încă în vigoare. Cu siguranță când va intra în vigoare veți veni din nou și ne veți spune cu exactitate ce a trecut și de Camera Deputaților până la urmă și în ce formă finală a rămas acest proiect. Dar v-aș întreba care au fost de-a lungul timpului cele mai aberante sau neadevărate lucruri care s-au speculat și care ulterior și dumneavoastră cumva v-au creat neplăceri, pentru că venea lumea, așa cum spuneați, să întrebe sau sunau în legătură cu acestea.
Da, într-adevăr, au fost, sunt și probabil vor fi până în momentul intrării în vigoare efective și de drept a noii legi a pensiilor. Una dintre ele era legată de reducerea vârstelor standard de pensionare pentru femei, care, după cum vă spuneam, cred că deja se practică și o femeie care a născut 3 copii beneficiază de o pensie mai mare, îi se acordă un punctaj suplimentar, ceea ce nu e adevărat, pentru că nu va fi nici pe noua lege. Acolo este vorba despre o reducere a vârstei standard de pensionare. Una este reducerea vârstei standard de pensionare, alta este punctajul suplimentar acordat. Altă găselniță, dacă putem să o numim așa, a fost legat de pensiile de invaliditate. Voiau, probabil știți și dumneavoastră ați văzut în media, nu mai există pensii de invaliditate pentru cei care sunt încadrați sau sunt încadrabili pe anumite afecțiuni, ceea ce nu e adevărat. Pe proiectul noii legi, într-adevăr, se redefinesc gradele de invaliditate, dar asta nu înseamnă că o persoană care suferă de o boală, indiferent care ar fi ea, și care se încadrează pe prevederea legală, nu beneficiază în continuare de pensie de invaliditate. Da, dar iată cât de rău se pot înțelege lucrurile și la ce se poate ajunge. Da. Acum, în ultimele minute, iarăși o să vă cer ajutorul. Noi am mai discutat despre calculul pensiei. Am făcut o ediție specială în care ne-ați explicat efectiv, pe înțelesul tuturor, cum se calculează această pensie. Dar, pe final, aș vrea să rămână din nou această modalitate de calcul, tocmai pentru ca cei care ne urmăresc să poată să facă aceste calcule acasă, fără atâta nebunie și confuzie. Sigur că da. În momentul de față, pe legea 263, calculul este și simplu și complicat, depinde de unde luăm și cum îl privim. Se calculează în primul și în primul rând punctajele lunare care se calculează prin însumarea tuturor veniturilor realizate, venituri brute, începând cu 1-4-2001, iarăși până la 1-4-2001, vorbim de salariile tarifare de încadrare plus sporurile cu caracter permanent prevăzute de lege, care se raportează la 12 și ne rezultă punctajul anual. Punctajele anuale se însumează din însumarea lor rezultând un punctaj total, care punctaj total se împarte la stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Pot să vă dau exemplu, fie femeie, fie bărbat, dar mergem la femei ipotetic, care realizează un stagiu total de cotizare, un stagiu total de cotizare de 33 de ani, stagiu total de cotizare care este stagiu complet de cotizare prevăzut de lege și un punctaj total, un număr total de puncte de 30 de puncte, 30,00, rezultă de acolo un punct, adică punctajul rezultat din calcul este un punct. 30,00 împărțit la 30 sau 33 la 33, avem un punct. Valoarea, punctajul rezultat din calcul se înmulțește cu valoarea punctului de pensie. Adică dacă din calcul ne rezultă un punct, ori valoarea punctului de pensie 1100 de lei, avem o pensie de 1100 de lei. Da. Aici pot să vă spun legat de valoarea pensiei, pentru că foarte multă lume este nemulțumită, dacă timpul ne mai permite, legat de pensia minimă, cum se știe, indemnizația minim garantată tuturor celor care din calculul, modul de calcul care vi l-am explicat, rezultă o pensie mai mică decât 640 de lei, care este indemnizația minim garantată în România prevăzută de lege. Diferența de la pensia rezultată în calcul până la 640 de lei este o indemnizație socială pe care o primește fiecare în parte. Nimeni nu beneficiază de o pensie mai mică de 640 de lei și vorbim exclusiv de pensie, nu de indemnizații. Indemnizațiile sunt separat, ele se suportă dintr-un alt buget și nu intră în calculul, punctajului respectiv, în calculul pensiei de asigurări sociale. Dar tot ce este între un punct și două puncte, foarte pe scurt, în ultimele secunde, rezultatul acela, deci dacă încă n-a ajuns la valoarea 2, înseamnă tot un punct de pensie? Se înmulțește tot cu 1? Nu. Se înmulțește cu ce? Punctul diferă la fiecare în funcție de veniturile realizate. Valoarea punctului de pensie este aceeași pentru toată lumea. Valoarea punctului de pensie, 1100 de lei, punctul cât rezultă din calcul. V-am dat exemplu cu un punct, sigur, pentru că era mai ușor de făcut calculul. Și să înțelegem, doamna, da.
Cancel Channel, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem iarăși și vă aștept cu mare drag să vedem dacă intră până la urmă în vigoare acest proiect. Și eu vă mulțumesc tare mult, de fiecare dată vin cu plăcere. Știm asta și vă mulțumim, doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!